să vedem câteva din cauzele acestei rate crescânde a divorțurilor și în România. Poate înțelegem niște lucruri, poate înțelegem măcar cum să ne rugăm pentru aceste situații. Cam cum vedeți ca principalele cauze? Nu poate noi epuizăm pe toate în acest... Eu cred că sunt foarte multe și răspunsul este foarte complex. Aș pleca de la lucrurile simple. Modul în care se întemeiază o familie și motivele întemeierii familiei. Astăzi, probabil că foarte enorm de mulți familiști se căsătoresc pe motiv egoist. Chiar dacă sună urât, nu este vorba atât de mult de o relație care trebuie să investim în ea. Foarte puțin se căsătoresc ca să investească în ceva și mai ales pe un termen îndelungat. Foarte mulți se căsătoresc pentru binele lor personal. Când două persoane vin împreună pentru binele lor personal și fiecare încearcă să fure cât mai mult din relație și mereu are senzația că nu primește cât merită, care este rațiunea să meargă relația aceasta? Deci, ideea aceea cu dragoste, dragostea despre care vorbim astăzi nu mai are nimic de a face cu dragostea aceea sacrificatoare prin care... Eu voi face tot ce depinde de mine și pe o perioadă, repet, pe o perioadă foarte îndelungată ca să-l ajut pe celălalt. Da. Dragostea față de celălalt de foarte multe ori este doar erotică și când e vorba de sacrificiu, foarte repede dispare. Apoi spuneam, gândul cu care se intră în căsătorie. Eu cred că părinții noștri, bunicii noștri, n-au fost mai pregătiți pentru căsătorie. Dacă vorbim de literatură, de toate celelalte lucruri ce oferea societatea, dar la ei era un lucru foarte clar. Când intrăm în căsătorie, intrăm într-o relație din care nu ne scoate nimeni decât atunci când ne despărțim prin moarte. Și atunci, că era mai bine, că era mai greu, era parte din normalitatea vieții și ei știau că mai trebuie 30, 40, 50 de ani cât îngăduie bunul Dumnezeu. În momentul în care vorbim noi, tinerii intră altfel în căsătorie. Ne vom căsători dacă suntem din gruparea celor care funcționează. Este ok, dacă nu, nu suntem noi primii, nu suntem ultimii. Partea cealaltă este că s-a schimbat, cum spuneam, viziunea societății asupra familiei și asupra divorțului și este rușinos că în anumite circunstanțe s-a schimbat și gândirea bisericii. Dacă cu ani în urmă era rușinos și social și religios să experimenteze un divorț. În biserică, ca și membru biserică. În biserică și în societate. Eu știu, am spus-o și în alte, am trăit într-o societate în care când s-a auzit de primul divorț, când am auzit eu ca și copil, toată lumea îl vorbea de rău pe cel care astăzi am spune că era victima. Și deși oamenii știau că a fost victimă în relație, spunea, domnule, dar totuși nu se procedează așa. Chiar dacă celălalt a greșit, îl ierți, lucrezi, îmbunătățești relația. Astăzi ești aplaudat, ești premiat. Și atunci dacă intri cu gândul acesta că există varianta A și există varianta B, foarte ușor poți apela și la varianta B. Mă gândesc că noi nu avem studii suficiente care să ne avertizeze, pentru că se pare că n-are nimeni interesul, care sunt efectele secundare ale divorțului și pe moment, dar și pe termen lung. Pentru că trăind într-o lume egoistă, eu mă gândesc la binele meu și voi spune, acum, bun, mă întreabă unul, doi, spun că s-a rezolvat situația, toată lumea visează că mă despart de persoana aceasta și sigur voi găsi o altă relație unde va fi mult mai bine, dar de obicei cei care experimentează un divorț, al doilea divorț este mult mai ușor, al treilea mult mai ușor, că au trecut niște praguri psihologice, s-au obișnuit cu drumul acesta, nu-și pun problema ce se întâmplă cu relația lor. Deja eu spuneam, dacă m-am obișnuit, va fi mult mai ușor la următorul, va fi mult mai ușor la următorul, mă voi duce din relație în relație, care fiecare la rândul ei va lăsa răni, iar dacă cineva spune că divorțul nu lasă răni în viața celor doi, atunci eu o să întreb, mai suntem oameni? Mai suntem ființe umane? Adică chiar pot abandona o persoană să nu mai îmi pese de nimic? Păi îmi pasă mult de un animal, nu? Și nu îmi pasă de un om pe care l-a rănit, nu îmi pasă ce se întâmplă cu sufletul meu. Deci